Bună, drăguților, ce faceți? Astăzi vom face un nou video și anume vom face un haul cu produse din Second. Nu am mai făcut un vlog de genul acesta, mă țin de foarte, foarte mult timp să fac un vlog de acest tip, însă iată că abia acum a sosit momentul. Înainte să vă arăt produsele pe care eu le-am găsit în acest magazin, vreau să vă vorbesc puțin despre Tipli. Tipli este un portal de cashback. Ce înseamnă asta? Atunci când voi vă faceți cumpărături online, puteți să vă primiți o parte din bănuți înapoi, ceea ce mi se pare super, super tare. Tot ce trebuie să faceți pentru a profita de acest beneficiu este să vă înscrieți pe Tipli, să vă căutați acolo magazinul vostru preferat. Acolo găsiți diferite magazine, cum ar fi Notino, Answer, About You și așa mai departe. Sunt peste 400 de magazine. Cu siguranță vă veți găsi și voi magazinul vostru preferat și în termen de 48 de ore de la plasarea comenzii vă veți primi o parte din bănuți înapoi. Ce poate fi mai tare? O să vă las în descriere un link unde puteți să mergeți și să vă înregistrați și să vă faceți cumpărăturile online folosind această aplicație Tipli pentru a vă putea primi o parte din bănuți înapoi și drept recompensă cei de la Tipli vă oferă 15 lei bonus în afară de bănuții pe care îi veți primi de la fiecare magazin de unde cumpărați voi produse. Puteți să intrați acum și să vă înscrieți gratuit, veți găsi în descrierea videoclipului un link. Acolo mergeți, vă puteți înregistra pe Tipli. O să vă las și eu aici atașat cum puteți să vă înregistrați. Este foarte simplu, este gratuit, nu vă costă absolut nimic și cu toate acestea puteți să profitați și de acest beneficiu de a vă primi niște bănuți înapoi atunci când faceți cumpărături. Mie mi se pare o chestie foarte tare și de ce nu? Vă urez spor la cumpărături și sper că v-am ajutat cu această informație. Bun, acestea fiind spuse, haide să trecem la produsele noastre pe care eu le-am găsit în acest magazin. Haine la mâna a doua. Tururum! Avem aici... cred că nu am făcut de frumete. Nu. Avem aici produsele noastre pe care eu le-am găsit în acest Second. Le-am pus pe umeraș, le-am spălat, bineînțeles. Și haideți să începem cu produsele noastre. Să știți că mi-am cumpărat foarte, foarte multe cămășuțe pentru că am fost cu Alexandra în mall și mi-am căutat niște cămășuțe simple albe și ce credeți? Nu mi-am găsit absolut nimic. Începem cu această cămășuță din satin. Este un alb spre crem, așa. Avem aici niște năsturei. Este foarte, foarte simplă. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și materialul este foarte fin. Brandul este acesta. O să vă las și aici ca să vedeți voi. Și abia aștept să o port. Dacă vă întrebați de ce mi-am luat într-o dimensiune atât de mare, este pentru că mie îmi plac cămășuțele să fie cât mai lărguțe. Pe unele le port chiar și stil rochiță. Îmi plac foarte, foarte mult. Sunt legere, mai ales că a venit căldura. Mai avem aici un fel de hoodie, aș putea spune, cu fermoar. Materialul este unul din acela creț. Efectiv, nu trebuie să mai calci. Vine cam așa. Este foarte, foarte larg. Este oversize, oricum. Acesta merge purtat la colanți. Are și două buzunărele. În realitate, să știți că arată mult mai bine decât pe cameră. Nu știu cât vedeți voi pe cameră, dar în realitate chiar sunt foarte, foarte frumoase. Dacă ai vrea să-i găsești un defect, nu prea îl găsești, pentru că sunt aproape noi. Rămânem tot la cămășuțe și mai avem una tot din satin, așa, în ape. Îmi place tare, tare, tare mult. Aceasta are câteva fire scoase, dar merg tăiate cu forfecuța, nu e un defect vizibil. Avem aici un buzunărel și tot așa este destul de lunguță. Cred că merge purtată și cu o curea în talie sau cu o pereche de pantaloni scurți. Chiar este foarte, foarte drăguță. Este de la... așa. Și toate cred că sunt în mărimea 40-42. Sunt chiar foarte, foarte lărguțe, dar mie așa îmi plac. Eu nu am avut cum să le probez, vă dați seama. Nici nu e bine să le probezi până nu le speli. Dar le-am luat din ochi și am zis sigur îmi vin pentru că știu ceea ce îmi place și am zis că o să le port stilul rochiță, ori cu o curea în talie sau la pantaloni scurți. Bun. N-am terminat. Încă mai avem. Avem așa. Trei cămășuțe albe. Deci, avem una care este mai slim și are un buzunărel aici, într-o parte. Aceasta este mărimea 44. Așa.
Este simplă, îmi place că nu este transparentă. Dacă o iau pe pielea goală, nu se vede absolut nimic, ceea ce îmi place și este destul de lunguță. Mai avem una care este bărbătească, se și vede. Și aceasta nu are buzunare, este simplă. Nu aveam o cămașă bărbătească, așa că aveam nevoie de una. Și aceasta este tot bărbătească, ce credeți? În mărimea 40 și are aici un buzunărel. Poate vă întrebați de ce mi-am luat 3 cămășuțe albe. Să am de schimb, pentru că mie îmi place foarte, foarte mult albul. Chiar nu aveam niște cămășuțe albe. Am căutat și mult, dar ce am găsit nu mi-a plăcut, pentru că erau foarte transparente și se vedea absolut tot. Și să mai iau și o bustieră pe căldura asta, cred că aș muri. Și nu cea din urmă, este o cămășuță neagră, cu un print foarte frumos. Aceasta se pare că e din H&M. Este în mărimea M și cred că este de bărbați. Mi-a plăcut atât de mult încât am zis n-ai cum. Este lua acela gipsy, așa. Chiar este foarte, foarte frumoasă. Are și puțin sclipici pe aici. Chiar este foarte drăguță. În total avem 7 cămășuțe. Pe fiecare dintre ele am dat 7 lei. Mi se pare extraordinar de ieftin. Și niște lucruri fără nici cea mai mică urmă de defect. Și mai avem niște tricouri pe care eu le voi purta prin casă. Nu prea suport eu să stau îmbrăcată, mai ales pe căldură. Și acasă cum poți să stai mai comod decât într-un tricou foarte larg? Eu iubesc tricourile de băieți. Și ca să nu-i mai fur tricourile iubitului meu, ce am zis? Haide să-mi iau niște tricouri de fotbaliști. Și mi le-am luat pe acestea. Tot pe alb, așa. Este în mărimea S, acesta este cel mai mic, practic. Materialul este acela de echipament sportiv. Acesta arată cam așa. Este destul de lărguț, în dimensiunea L. Și îl mai avem pe acesta, care are și o părticică gri. Același material, foarte fin. Și vine cam așa. Până acum avem 7 cămășuțe, 3 tricouri și piesa de rezistență care mi-a plăcut mie cel mai mult, vă arăt imediat pentru că nu am atât aici, am pus-o pe un numeraj, este această rochiță din satin, foarte lungă. Culoarea îmi place foarte mult, este un bronze așa, chiar foarte drăguț. Acesta este brandul, nu știu dacă este un brand renumit sau ceva. Dar rochița mi-a plăcut foarte, foarte tare și este, n-ai cum să fii bronzată puțin, o sândăluță transparentă, e bomboană, efectiv, n-ai cum. Eu mi-am cumpărat o rochiță asemănătoare din Zara, pe care am dat 200 de lei, ca să vedeți. Și diferența dintre cele două este că cea pe care am cumpărat-o eu pe alb are niște năsturi într-o parte și este puțin mai scurtuță. Foarte puțin, cred că este până la glezne, iar aceasta ajunge până jos. Aceasta este diferența. În rest, la material sunt identice, dar diferența de preț este foarte, foarte mare. Nu am mai intrat de foarte mult timp într-un second. Am fost cu mama la cumpărături pentru că zilele acestea am fost acasă la ea. Mă plictiseam la un moment dat și zic, băi, intru și eu puțin aici la magazinul ăsta să văd, poate găsesc și eu ceva. Am tot auzit și văzut la persoane atât cunoscute cât și mai puțin cunoscute. Am fost nu știu în ce magazin și mi-am cumpărat nu știu câte chestii cu foarte puțin bani. Tot am auzit chestia asta și zic, mă, hai să merg și eu. La început aveam o părere foarte proastă despre aceste magazine. Îmi era rușine, sinceră, să fiu să intru în ele pentru că consideram că va râde lumea de mine sau ceva de genul. Dar pe parcurs și oricum în timp s-a tot promovat chestia asta și am zis, de ce nu? Până la urmă nu este o rușine, o rușine este să furi, să dai în cap, nu este o rușine să te speli, să te îmbraci frumos. Până la urmă, hăinuțele pe care le iei, unele sunt de brand, altele nu, dar tu le iei acasă, le speli, efectiv le dai cu parfum, tu te speli, te îngrijești, nu haina îl face pe om, degeaba ai tu niște haine foarte scumpe dacă nu știi să le porți sau dacă nu vin bine pe tine. Așa că nu sunt nici singura, nici ultima persoană, nu mi-este rușine cu chestia asta, m-aș mai duce și mi-aș mai cumpăra pentru că am văzut multe chestii frumoase. Eu am făcut acest mini shopping în ghilimele în vreo 10 minute pentru că eram axată pe cămășuțe și m-am dus fix la cămășuțe direct.
Am văzut acolo și tricouri lângă. Și rochița tot așa era, când am vrut să plătesc la casă, am văzut-o. Era acolo atârnată frumos pe un numera, zic, ok, seamănă cu rochița pe care mi-am luat-o acum câteva zile din Zara și costă 200 de lei, iar asta doar 26 de lei. Care-i treaba? M-am uitat la ea, sincer să fiu, m-am uitat la toate, chiar dacă am cumpărat pe grabă. M-am uitat să văd dacă au defecte, pentru că nu avea sens să le cumpăr chiar dacă erau ieftine, dar niciun defect. 7 lei fiecare cămășuță în parte, deci mi-am luat 7 cămășuțe, 7x7, 49. Rochița a costat 25 sau 26 de lei, ceva de genul. Fiecare tricou a costat 6 lei, 6x3, 18. Cred că un total de, cât am zis, 93 de lei, dacă zic bine. Ce pot să zic? Mi-am luat 11 produse cu doar 100 de lei, ceea ce nu o să găsim niciodată în mall, ca să zic așa, cu 100 de lei dacă ne luăm două topuri. Bun, nu asta e ideea. Ideea e că nu este o rușine să cumperi din asemenea magazine, ba din contră, dacă ești norocos, poți să găsești chestii de firmă și foarte, foarte bune, adică într-o stare foarte bună. Cam atât și cu acest vlog. Dacă v-a plăcut și dacă mai doriți videouri de genul acesta, scrieți-mi în comentarii, chiar sunt foarte, foarte curioasă și chiar am vrut să fac vloguri de genul acesta de foarte mult timp, dar niciodată nu am apucat să merg într-un second. Aici în București am înțeles că sunt foarte, foarte multe cu lucruri foarte frumoase, dar nu am mers în absolut niciunul. Dar îmi voi face timp și voi merge. Și cam atât. Până data viitoare, vă pup și aveți grijă de voi. Oricum o să ne vedem cu un vlog, pentru că zilele acestea urmează să fac rapelul. Urați-mi baftă, sper să fiu bine și cam atât. Vă pup!